Femeia intrase în apă cu fica de numai câțiva ani, deși era steag roșu și notul era interzis. Când apele furioase le-au acaparat pe cele două, mama a început să țipe după ajutor, iar doi bărbați s-au aruncat să le salveze. Femeia și fetița au fost scoase dintre valurile puternice, dar unul dintre salvatori nu a mai ieșit la mal. Adrian Ciureanu este numele lui. Bărbatul din comuna argeșeană Mușătești a devenit erou, dar cu prețul vieții sale. Imediat după ce mama și copilul au fost scoși teferi, scafandrii și salvatorii au pornit căutările în speranța că vor scoate în viață și pe bărbat. Nu a fost așa. 10 ore s-au chinuit să-l găsească. Pe soțul doamnei l-am luat, că a zis că nu mai poate să iasă. L-am tras la mal, colegul a tras-o pe doamnă la mal cu fetiță, cu tot. Dar celălalt nu știm ce s-a întâmplat. Era colegul cu caiacul, posibil să-și fi dat drumul, vrea să prindă de colac. A dispărut, da, exact. După mai multe ore de căutări, trupul bărbatului a fost scos la țărm de valuri miercuri dimineață. A lăsat în urma sa o familie îndurerată. Pe rețelele de socializare este numită rău.